câte unul să rapre, câte unul să facă urât, câte unul să răgească, câte unul să mugească, să facă scheme, să se uite, să-și dea ochii peste cap. Pentru că prezența lui Iisus era irezistibilă în fața celui rău. Prezența lui să te însoțească. Când citești oamenii ăștia ca și cea sfinii, care predică într-un loc și pe o rază de 20 de kilometri, oamenii se pocăiesc fără să audă mesajul lui Dumnezeu. Te gândești, wow! În slavă lui Dumnezeu au însoțit mulți oameni de-a lungul istoriei. Versetul 10 spune, versetul 9, atunci tu vei chema și Domnul îți va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Și am spus cuvântul ăsta, iată-mă. E ceea ce face ca întotdeauna un spirit de teamă de Dumnezeu să vină peste mine. Doar cuvântul ăsta, iată-mă, când înțeleg că iată-mă este cuvântul hinenii, folosit de robul cel mai de jos, atunci când stăpânul striga. Era când acest cuvânt era auzit, când stăpânul, pardon, spunea o poruncă sau spunea ceva, robul totdeauna spunea hinenii. Și cuvântul ăsta e folosit de Avram. Geneza 22:3. Când Dumnezeu îl cheamă pe Avram să-l aducă pe Isaac și jertfă și spune, Avrame! Și Avram spune, Hineni, iată-mă aici, robul tău. Și Isaia 6, când Dumnezeu întreabă pe cine să trimitem, cine va merge pentru noi, Isaia vine și spune, Hineni, iată-mă, aici robul tău. Și aici în versetul ăsta și se spune? Că Dumnezeu va spune, Hineni, Dumnezeu va spune, iată-mă. Se poate pleca Dumnezeu care trebuie să se zmerească doar să ne privească, să vină și să ne slujească ca și un rob? E posibil lucrul ăsta? Scoară, lucrul ăsta pentru noi e ceva foarte greu de conceput în societatea în care trăim. Pentru că societatea în care trăim, toată lumea vrea să aibă succes. Nimeni nu vrea să fie rob. Cine vrea să fie sclav? Hineni, iată, robul cel mai de jos. Dumnezeu s-a făcut rob. Filipeni 2 spune că Dumnezeu s-a făcut rob. Spune că Dumnezeu măcar că era egal cu Dumnezeu Tatăl. Iisus măcar era, că era egal cu Dumnezeu Tatăl. N-a suportat acest privilegiu de unul ca și unul pe care să-l folosească când a venit pe pământ, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. S-a dezbrăcat de toată gloria. S-a dezbrăcat de toate atributele, dacă vreau. S-a dezbrăcat de tot ceea ce este. Și a luat chip de rob. Nici măcar n-a venit ca un om normal și simplu. Și a luat chip de rob. Împăratul Cerului a venit ca și sclav pe pământ. Și când spun lucrul ăsta, Hristos chiar a făcut-o, și vreau să mă auziți bine. Robul acesta era omul care nu avea niciun drept. Sclavul acesta despre care se vorbește, cel mai de jos sclav, Dulos, pentru tine. Dulos era cel mai de jos sclav. N-avea niciun drept, n-avea drept nici la pat, nici la haină, nici la spune ceva. Și vreau să știți că Hristos chiar s-a făcut Dulos al Tatălui. Pentru că după aceea tot ce citești despre El, El vine și spune, Fiul nu face nimic de la sine, nimic, n-are niciun drept să facă ceva de la sine. Fiul face tot ceea ce vede pe Tatăl făcând. Fiul, Ioan 8, vine și spune, Ioan 8, nu spune nimic de la sine, ci spune doar ceea ce aude pe Dumnezeu vorbind. Mă auziți? Iisus n-a avut niciun drept când a venit pe pământ, dragilor. Biserica are nevoie să fie curățită de acest spirit militant prostesc. Ok? Nu înseamnă să nu fim militanți, dar noi suntem militanți în ceea ce nu trebuie. Ne cerem drepturile. Dar nu vedeți că Dumnezeu nu ne răspunde când ne cerem drepturile, aiurea? Că Dumnezeu vrea să fim diferiți. Și am spus, și dragi tineri, o să mă auziți o predică ce ați mai auzit o săptămână înainte, dar e ok, pentru că vreau să știți că toată săptămâna asta, de când am predicat, predica asta chiar m-a urmărit, în fiecare zi, în fiecare zi m-am trezit cu același gând, în fiecare dimineață m-am trezit cu același gând. Doamne, cum pot
să te slujesc pe tine azi, ca și stăpâna mea. Cum trebuie să mă comport azi, ca și rob al tău? Ce înseamnă lucrul ăsta? Să mă comport ca și rob al tău. Pentru că vă spun ceea ce m-a intrigat. Este faptul că toți apostolii, când scriu epistole în Noul Testament, se semnează ca și rob al lui Iisus. Pavel, rob al lui Iisus. Petru, rob, sclav al lui Iisus. Mai mult, mă intrigă Iacov, rob al lui Iisus, și Iuda, rob al lui Iisus. Epistola asta mică, dinainte de cartea Apocalipsă, scrisă de fratele de trup al lui Iisus. Îi semnată Iuda, sclav al lui Iisus. Iacov, cel care a scris epistola lui Iacov, și Iuda, cel care a scris epistola lui Iuda, au fost frați de trup cu Domnul Iisus. Asta spune Biblia. În Marcu, capitolul 6, când Domnul Iisus Hristos merge să propovădească în patria Lui, toți se uită la el și zic, ha, ce-i cu tine? Și spune că n-am putut să facă semne și minuni, doar câteva vindecări. Asta spune Biblia. Pentru că cei de acolo se uitau și întrebau, auzi, nu este acesta fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui? Nu sunt Iacov, Iuda și mai numește vreunul doi frații lui? Și nu mai are și surori? Și s-au uitat așa la el cu dispreț, dar Iuda, numele lui Iuda este menționat acolo. După aceea, în Marcu, la capitolul 3, este o reuniune de familie, ca să înțelegeți cum era tratat Iisus, decât de frații lui. Este o reuniune de familie și este folosit lucrul ăsta, este scris în Scriptură, în Marcu 3. Este scris faptul că ei se uitau la el ca la unul care este dus cu sorcova, că este nebun, că și-a pierdut mințile. Cum poți? Mi-am pus întrebarea asta, pentru că eu sunt convins că Iosif și Maria au avut o mărturie despre cine, Iisus, cine este Iisus în casă. Eu nu cred că Iosif și Maria nu i-a zis lui Iuda, lui Iacov și celorlalți pe băieți. Ascultați-mă bine aici. Băiatul ăsta s-a născut nu de la mine. Înțelegi? Probabil a făcut o oră specială de anatomie. I-a zis, mama voastră a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Pricepeți? Ha? N-au priceput. Pentru că și-au făcut joc de el. Iosif a depus mărturia. Un înger a venit și mi-a vorbit lucrul ăsta. Mă înțelegeți? El m-a convins că lucrul ăsta este real. Că el este Mașia. Fiul lui Dumnezeu. Că mama voastră a cântat o cântare sub inspirație Duhului Sfânt în care l-a glorificat pe el. Pentru că el este cel pe care toată națiunea Israelului îl așteaptă. Și ei își bat joc de el. Părinților, părinții au o mărturie despre el și fiii lui, fiii lor se uită și își bat joc de Iisus. În Ioan 7, un alt episod. Ok, toată lumea mergea la Ierusalim, pentru că era această sărbătoare mare, de trei ori pe an, toți bărbații trebuiau să meargă la Ierusalim să sărbătorească una din cele trei sărbători. Și asta era una dintre ele, sărbătoarea corpurilor. Toată lumea era la Ierusalim și Iisus era în Galileea. Și în Ioan 7, conversația asta între Iisus și frații lui, și frații lui își bat joc de el și spun, auzi, băi, ce faci acasă, merg acolo, la Ierusalim, acolo, sunt mulțimile mari de oameni. Dacă vrei să te dai mare, șmecher mare și tare, că tu faci semne și miu, acolo trebuie să te duci. Și încercau să trimită în locul ăla, că se erau convinși că dacă merge acolo, Iisus se va face de rușine. Iuda și Iacov au avut această atitudine față de Fiul lui Dumnezeu. Iuda și Iacov l-au tratat pe Iisus Hristos și eu sunt convins că Domnul Iisus n-a sărit niciodată ca lui. Singurul din lumea asta. Sunt convins că Domnul Iisus i-a tratat pe fiecare dintre ei cu cea mai mare valoare și preț pe care ei aveau în ochii lui Dumnezeu. Și totuși. Nu-i așa că e ciudată lumea în care trăim? Că tu poți să arăți onoare și dragoste și să primești totul altceva. Dispreț. Asta ce se întâmplă? Știți până când? Vă spun până când. Până în fapte 1. Când Cuvântul Dumnezeu ne spune că atunci când Domnul Iisus a înviat, s-a arătat mai multor oameni. S-a arătat mai multor oameni. Și episodul ăsta în fapte 1, când Domnul Iisus se înalță la cer.
Și Biblia ne spune, în Fapte 1, cred că cu 12, Biblia ne spune că acolo erau apostolii, când s-a înălțat la cer, apostolii, împreună cu Maria, cu frații lui. Și asta înseamnă că oamenii ăștia l-au primit pe Iisus la înviere. S-au întors cu fața despre Dumnezeu. Și după aceea, foarte interesant, că niciunul dintre ei, și dragilor, nu era mai cool să scrie Iuda. Dar nu mai dădeau atâtea bătăi de cap, cel puțin la teologi, comentatori, să încerc să se găsească cum o ține Iuda asta. Nu putea să scrie Iuda, fratele de trup al lui Iisus, către voi, Sfinților, din Biserica Lumina, har și pace. Iacov, frățior mai mic al lui Iisus, niciunul dintre ei nu spun așa. Fiecare dintre ei spun rob al lui Iisus, sclav al lui Iisus. Și le-am spus săptămâna trecută tinerilor că o să spun ceva din versetul 22 din Iuda. Iuda 1:22. Traducerea Cornilescu. E cineva pe acolo? Traducerea Cornilescu. Traducerea Cornilescu spune ceva despre mustrați. Găsesc-o? Versetul 22 din Iuda. Come on, come on, come on. Mustrați pe cei ce se desparte de voi. Încă n-ai zis? E bun, dați că v-am zis aici. Mustrați pe cei ce se desparte de voi. Asta traduce fratele Cornilescu, care poartă toată onoarea și respectul meu. Dar în original spune aveți îngăduință față de cei ce se îndoiesc. Asta spune în original. Aveți îngăduință. Îngăduință față de cei ce se îndoiesc. Mă înțelegeți? Eu sunt convins că Iuda știe ce scrie acolo. Pentru că el, pe pielea lui, cum să fii frate de trupa lui Iisus? Să stai în el 30 de ani. Să nu găsești niciun păcat în el. Să fii tratat cum nu te-a tratat nimeni în viața ta. Și totuși să te îndoiești de Dumnezeirea lui. Să vină mama și tatăl tău și să spună istorie despre felul în care îngerul s-a arătat, despre felul în care îngerul a venit și tu să te îndoiești. Și el s-a îndoit. Și tu să faci caterincă de fratele tău. Și tu să-ți bagi joc de el. Și ei au făcut-o pentru că erau în această stare umană decăzută, în care dacă nu există intervenția lui Dumnezeu și lumina lui, nu ai cum. Nu ai cum să propășești. Scumpilor, dacă este cineva care are impresia că poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu prin capacitățile Lui proprii, personale, vreau să mă auziți bine. Până Dumnezeu nu te luminează, până Dumnezeu nu ți se arată în mod personal, nu ai cum ca tu să înțelegi ceva din Dumnezeu. Pentru că El este mult prea înalt ca cineva să poată să-L înțeleagă cu mintea aceasta umană. Dar când El se descoperă, când El se arată, când El te luminează, atunci poți să fii luminat. Dar de ce? De ce? Toți acești oameni ai lui Dumnezeu, când vine vorba despre ei, se semnează rob, sclav al lui Iisus. Și vă spun de ce? În pricina acestui lucru. În vremea de atunci, cuvântul acesta, sclav, dulos, era un cuvânt foarte folosit. Era un cuvânt foarte cunoscut. Era ceva, când cineva spunea acest cuvânt, toată lumea știa la ce se referă, pentru că era înrădăcinat în cultura ebraică. Foarte profund. Când vorbim în ziua de astăzi despre sclavi, ok? Păi direct ne gândim. Pentru că pentru cultura noastră, sclav este unul care e bătut, abuzat, folosit, nedreptățit. Bun? Și sclavia de atunci era puțin diferită și vă spun. Dacă cineva, de exemplu, nu putea să-și mai plătească datoriile pe care le avea, putea să se facă sclav. Când ajungea în imposibilitate de plată, puteai să te faci sclav pentru o vreme.
Niciun sclav nu avea voie să fie sclav mai mult de 6 ani pentru evrei. Pentru că după 6 ani era acel an al jubileului în care fiecare dintre ei erau eliberați. Anul îndurării lui Dumnezeu, în care orice sclav primea libertate de ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Și sunt convins că dacă aveai datorii și te făceai sclav și după aceea trebuia să aștepți, ok? O bucată de vreme, maxim 6 ani, până când erai eliberat, de-abia așteptai acea zi a eliberării, nu? Pentru că ai pus rob și trebuia să asculți poruncile, trebuia să împlinești tot ceea ce se spune să faci, bun, și puteai să te faci sclav pe diferite categorii de lucru, ok? Doar în anumite lucruri. Existau niște libertăți ale sclaviei în vremea de atunci, dar erai sclav, trebuia să fii prezent și trebuia să faci tot ceea ce stăpânul tău spune. Dar este un lucru foarte interesant din Exod 21, de la versetul 2. E ok, dacă nu găsești, lucrăm aici. Exod, versetul 21, capitolul 21, de la versetul 2. Spune, dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, dar al 7-lea să iasă liber, fără să plătească nimic ca despăgubire. Dacă intra singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevastă să împreună cu el. Dacă stăpânul lui a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevastă și copii, să fie ai stăpânul lui, ia el să iasă singur. Versetul 5. Dar dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea, copiii mei, și nu vreau să ies liber, atunci stăpânul lui să-i aducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă, sau de stâmpul ușii și stăpânul să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână totdeauna, pentru totdeauna slujba lui. Dar ce se întâmplă? Am spus că fiecare sclav, maxim 6 ani, putea să fie sclav. Dar dacă în ăștia, în timpul ăsta, în anii ăștia, câtă vreme era sclav, vedea stăpânul lui, în felul care stăpânul îl tratează, în felul care stăpânul se comportă, dacă vedea că este tratat mai bine decât ar fi fost tratat în libertate, ca și om liber, omul acesta putea să spună, pentru că îmi iubesc stăpânul, pentru că stăpânul mă tratează mai bine decât aș fi tratat în libertate, în lumea în care trăiesc, vreau să rămân rob la stăpânul acesta pentru toate zilele vieții mele. Și atunci se întâmplă următorul lucru, bun? Era o procesiune în întreg orașul, ok? Era o chestie publică, mergeau înaintea judecătorilor care erau oamenii lui Dumnezeu. Mergeau la poarta cetății sau mergeau la ușa cortului întâlnirii, bun? Și mergeau împreună în alai foarte mare. Toată lumea era în mișcare în contextul respectiv și robul venea să mărturisească public că are un stăpân atât de bun. Are un stăpân atât de bun. Încât vrea să se facă sclav pe vrăcirea acelui stăpân. Și își punea urechea, lăușorii ușii și cosulă, era stăpânul său. Acum, în timp ce oamenii te tot întreabă dacă să-ți faci greu sau nu urechi, una e bine să ai. Una. Și aia în spirit. Să ai inima stăpânul său. Vreau să știți că evreii totdeauna făceau lucruri în lumea fizică care erau exprese a ce se întâmplă în lumea spirituală. De asta erau exprese în lumea fizică că tu te-ai făcut sclav a stăpânului tău. Acum, eu vreau să-mi spun că sunt 2 stăpâni în lumea asta. 2 stăpâni. Doar 2. Nu sunt mai mulți. În spatele la sistemul acestei lumi este un stăpân. Lumea asta este condusă de un stăpân. Și vreau să știți că stăpânul acestei lumi nu este Dumnezeu. El este deasupra stăpânului acestei lumi. Dar cel care stăpânește această lume este cel rău. Vreau să mă auziți în altul. Sistemul acestei lumi este unul corupt care încearcă să te țină legat în acest sistem. De aceea Biblia spune că noi nu suntem din această lume. Ne aparținem unei alte lume. Pentru că lumea asta trece, lumea asta este stricată. Și cine este sclav în această lume, este sclav al celui rău. Vreau să știți din pricina faptului că cel rău guvernează și stăpânește această lume. De aceea mulți oameni sunt primi.
Biblia spune să nu iubim lumea asta, nici lucrurile din lumea asta, ci noi să vedem dincolo de lucrurile astea, înspre Dumnezeu. Diavolul a creat un sistem pe care noi nici măcar nu ne imaginăm că ne exploatează mai mult decât putem noi să gândim. Un sistem în care poți să fii sclav. Există un alt stăpân. Vreau să vă spun despre stăpânul ăsta. Nu este nimeni, n-a fost și nu va fi niciodată, care să te trateze mai bine ca el. Nimeni nu te-a iubit, nu te iubește și nu te va iubi mai mult vreodată ca și el. Auzi, lasă manelele. Nimeni nu te poate iubi vreodată ca și Dumnezeu. Eu știu că sunt prin manele câteva versuri reale de fals. Nimeni nu vede valoare în tine cât o vede acest stăpân. Și atunci când Iuda sau Iacov au înțeles acest lucru despre fratele lor pe care l-au desconsiderat, pe care l-au batjocorit, ei au spus, nu sunt vrednic că atunci când scrie epistola să-mi pun, să spun acolo Iuda, frate cu Iisus. Și o să spun Iuda, rob al lui Iisus. Pentru că El mă tratează într-un mod atât de bun. El mă iubește așa de mult. El a făcut așa de mult pentru mine. El este Cel ce vedează asupra mea în timpul zilei, în timpul nopții. El este vrednic ca eu să mă fac sclav înainte Lui. Sclav înainte Lui. Dragilor, înțelegem noi în ziua de astăzi că în momentul în care noi ne-am întors înspre Dumnezeu, noi nu mai avem niciun drept. Înțelegem noi astăzi că atunci când noi am făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului, noi de fapt am declarat că vrem să fim sclavi ai Lui. Înțelegem noi în ziua de astăzi, în bisericile care sunt în ziua de astăzi, este total diferit de felul în care era în vremea Lui. Vă dau câteva exemple. Nu știu dacă vreți să auziți. Dar câteva vedeau. Pentru că Domnul mi-a vorbit. Și nu vreau să fiu rău cu mine aici. Dacă spun lucrurile astea, vreau să-mi auziți doar în urmă. Doar în urmă. Am auzit în ultimele săptămâni destui frați și să vorbim în biserică, care mi-au zis că n-au putut să vină la biserică, că nu s-au trezit. Vreau să-mi întreb. Un rob doarme cât vrea el? Sau doarme cât vrea stăpânul lui? Cum ar fi să fii tu stăpân, să iau rog și să stăpânul, mă rog, să fie, auzi asta până pe la Domnul. Ok. La ce mă duci și fac așa, cumpărături ce ai tu de făcut? A văzut vreodată așa ceva? Pe stăpânul acesta pe care ar trebui să slujești din dragoste. Pentru că El este dragoste. Pentru că El îți oferă ceea ce nu îți oferă nimeni din lumea asta. Ești legat de El în ceea ce înseamnă sănătate, în ceea ce înseamnă viață, în ceea ce înseamnă binecuvântare, cum îl tratezi? Pentru că sunt convins că în fiecare zi de luni până vineri, dacă vrei să mergi la lucru, niciodată nu spui, azi mă duc numai pe la 12. Nu? Scumpilor, cât de afectează-ne sistemul acestui lucru? Întotdeauna am descoperit că îmi permit mai multe cu Dumnezeu. Mai multe cu decât îmi permit cu oamenii din lumea asta. Oare de ce? Pentru că eu am spus că sunt sclavul meu. Că nu mai am niciun drept înaintea mea. Domnul a zis, cinstește o zi pentru mine. Nici trupul nu ți-a fost creat să funcționeze 7 din 7. Dacă tu ai impresia că trucul tău poate să funcționeze 7 din 7, vreau să știu că o să ajungi într-o zi la colaps. Trupul tău va intra în colaps. Pentru că el a fost construit 6 zile să muncească, la 7-a zi să se odihnească. Și omul, prima dată, când a fost creat în ziua 6-a, prima lui zi, să știți că a fost o zi de odihnă. Prima zi omului a fost o zi de odihnă. El a intrat direct în prezența lui Dumnezeu să se odihnească. Să stea înainte lui Dumnezeu. Și așa am fost creat să funcționăm.
Și sunt așa de multe lucruri despre care aș putea să vă spun legat de faptul că ne-am fost creați de Dumnezeu și putem să funcționăm în libertate doar dacă suntem sclavi ai Lui. Singura libertate a omului este atunci când se face sclav al Domnului. Asta e singura libertate a omului. Pentru că în Dumnezeu găsește adevărată libertate. În rest, totul te leagă. Munca te leagă, viața de pe acest pământ te leagă, lucrurile te leagă și doar când stau și mă gândesc că intrăm într-o săptămână în care majoritatea dintre voi v-ați făcut planuri cât, cum, unde, ce să cheltuim. Cum ar fi să ne facem planuri diferite săptămâna asta? Gândindu-ne că primul lucru care trebuie să-l faci când îl deschizi ochii pe fiecare zi, îi se întrebi, Stăpâne, ce vrei azi să împlinesc pentru tine? Cum poate să crească împărăția ta azi prin mine? Ce vrei să fac ca lumea să fie îmbogățită pentru tine? M-am gândit și la ideea asta, să știți. Cât de multă împlinire cred că era în inima Stăpânului atunci când un rob mergea la el și spunea, te iubesc așa de mult, m-ai tratat așa de bine, vină-te rog cu mine în piața publică a orașului. Pentru că astăzi vreau să știe tot orașul că tu ești un stăpân așa de bun, așa de bun, încât vreau ca tu să-mi străpungi urechea, când vede toată lumea, toată lumea să știe că există un stăpân în orașul ăsta care își tratează robii diferit de oricine altcineva. De fapt, asta faci când te botezi, să știi. Faci o mărturie publică că ai găsit pe cineva care te iubește, te tratează, te dorește. Cum nimeni altcineva o face. Știți că noi putem să producem plăcere inimii lui Dumnezeu atunci când ne respectăm și Lui onorăm? Mi-aș dori așa de mult ca Dumnezeu să fie respectat, onorat. De către noi. Nici la un an, dragilor, în vremea asta confortului, a tehnologiei, a tuturor lucrurilor care ne bombardează în zi. Știți cât de departe suntem de închinare din primul secol în care frații săpau catacombe să se poată întâlni, să se închine pe unii. Auziți? Săpau catacombe sub pământ să nu fie descoperiți, ca să poată să se întâlnească ascuns, ca să se poată închina înainte de Dumnezeu. Mă duc la unele conferințe de păstori în care învățăm tot felul de scheme și de metode cum să faci să crească biserica mai mare. Toți. Vreau să știți că sunt cele mai frecventate conferințe de către pastori. Toți pastorii vor să știi cum să faci să ai biserică mai mare. Și am auzit așa de multe metode omenești. Și printre metodele omenești, sunt următoarele lucruri. Trebuie să ai 70% scaune și vreo 30% scaune libere, dacă nu, biserica nu poate să crească mai mult. Nu? Ok? Nu? Trebuie să ai trupă de închinare, care trebuie să aibă miruri, ok? Și trebuie să sune atât de bine, încât nimeni din sală să nu fie cumva deranjat de sunetul muzicii. Ok? Pe asta trebuie să am. După aceea trebuie să am un decor super tare, ok? Cu multe luminițe, cu teste, să fie. Dar lucrul ăsta, aș mai adăuga omul. În niciun caz să nu te întâlnești într-o cantină, omul zice. Metode omenești, să zidim biserica, ceva ce te pornicești și sfânt din Dumnezeu. Niciodată nu o să funcționeze, dragilor. Pentru că biserica este spirituală. O biserică crește doar dacă prezența lui Dumnezeu este acolo. M-au zis? Asta e singurul lucru. Asta e singurul lucru care trebuie să ne preocupe. Când prezența lui Dumnezeu este într-un loc, atunci arată și frigul, și sunetul mai tare, și pe frații care poate să fie mai urât la tine câteodată, și nemulțumirile celorlalți. Și treci peste toate astea pentru că a avut o întâlnire reală și autentică cu Dumnezeu. Deci vreau să spun că cea mai mare nevoie a Bisericii cu mine e prezența Lui. Și vreau să știți că pentru asta fiecare dintre noi trebuie să
stăruim până pe Domnul, ca să mă onorez cu prezența Lui. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne onorează cu prezența, atunci o să înceapă o grămadă de nemulțumiri și credeți-mă, eu știu că voi puteți să aveți multe nemulțumiri. Pentru că după multe conferințe pastorale, înțeleg ce-și doresc oamenii de la biserică. Dar am zis, biserica primului viac era atât de diferită de biserica de azi. Știți că în biserica primului viac, pentru că Cezar era împăratul romanilor și Cezar era catalogat ca și Dumnezeu. El primea închinare, el nu era om sub. Înțelegeți? Când spuneau Ave Cezar, era o închinare, formă de închinare înainte lui. În orice oraș, care era sub Imperiul Roman, ceea ce era cam tot ce cuprinde lumea, cam aproape tot, în orice oraș, ca să poți să cumperi și să vinzi, trebuia prima dată să te duci și să ai o... Ok? E foarte interesant că în cartea Apocalipsă ne citim niște lucruri și ne tot gândim oare despre ce e vorba, pașapoarte, biometrice, alte chestii. Vreau să știți că nimeni nu putea să intre în agora, în piața publică, dacă nu avea un set pe mână. Care îl primea după ce se închina, Cezarul. Înțelegeți? Aveai firmă, aveai afaceri, aveai familie, aveai copii. Și care dintre voi este cineva aici care nu face cumpărături niciodată? Unii bărbați, sunt convinși. Dar dacă tu le faci, cineva le face pentru tine. Ok? Cineva le face pentru tine. Soția ta. Sau altcineva. Dar nimeni nu poate să se miște fără să cumpere și să ducă. Pentru că toate lucrurile necesare vieții din contextul ăsta. Și chiar dacă tu te gândești că fac eu o fermă și ok, din producție proprie trăiesc, vreau să știi că nu ai cum. Pentru că la un moment dat trebuie să cumperi și să vinzi. Și nu putea să intri în agora, locul în care se vindeau toate lucrurile. Nu erau ca și acum, ok? Era un singur loc unde erau de toate, ok? Era un fel de bazar. Ca să intri acolo, trebuia să ai semn. Atunci trebuia să mergi să cumperi sau să vinzi. Și creștinii știau că lucrurile astea erau închinare la un Dumnezeu fals. Și nu o făceau. Și pentru lucrul ăsta urma persecuție. Persecuție. Erau la voie să se închine în locuri publice. V-am spus că trebuiau să sape catacombe. Să se întâlnească undeva sub pământ. Erau urâți de toată lumea. Și în mijlocul acelor lucruri stăteau și se închinau Dumnezeu celui viu, fără să le fie rușine de Dumnezeu celui viu. Mă înțelegeți? Mă gândesc la biserica din ziua de azi, mă gândesc. Mă gândesc la cât de multă ofensă este în biserici. Vreți să știți cât de multă ofensă este în biserici? N-avem cum să calculăm. Dar e multă, mai mult decât să imaginezi. Am fost la conferințe în care oamenii au zis, bă, mi-e place de tine să cum vorbești, dar dacă n-ar fi avut blugi, era ok. Am fost de curând în casă de rugăciune, nu dau dat dacă știu, dar tot așa. Interesant cum e ăsta, dar dacă n-avem șapte pe cap, cred că zicea de la Domnul. Acolo la conferințe, când se puneau întrebări legate de ce sectă frecventează tânărul ăsta, de are verighetă neagră. Știți biserici care nu te acceptă dacă n-ai freză într-o parte, dacă n-ai freză în partea aia, dacă nu ai pe mijloc, dacă poți cravată, dacă nu poți cravată. Dacă ai scaunul tău sau n-ai scaunul tău. Vă puteți imagina cât de mult ofensă este în biserici și ofensa asta, știți cât de mult este o barieră să poți să intri înaintea Dumnezeului celui viu? Pentru că aia ce face în inimă, ci doar iasă la suprafață, adică de ce este din profundă, de când inima ta. Și cât, sincer, unii oameni din lumea asta, să știți că au dreptate, că spun că pocăiții au potențial să fie cei mai răi. Au potențial. Vedeți că pentru ce banalități nu putem să ne iubim în viață.
Toată chestia asta, știți că îl supără pe Dumnezeu care nu-și mai manifestă prezența. De-aia e bine ca înainte să facem orice altceva, să venim cu o inimă cercetată înainte lui Dumnezeu, să fim îngăduitori în față de alții, să avem aceleași simțiri, să avem o dragoste nespusă, dragostea aia care acoperă o sumedenie de păcate, care suferă totul, crede totul, îndrăjdește totul. Vai, nu știu cum sunteți voi, dar vreau să știți că eu am așa de mare nevoie de dragostea asta. Asta trebuie să crească în toți. Amin. Sporiți în dragoste. Amin? Acum cât suntem vă vreți să-l faceți azi ca ori în urechi? Am 100 la mine. Spirituală. Dragi Domnului, timpul să ne reridicăm Domnului. Dar într-un mod diferit. Nu de pe buze, ci cu o inimă întreagă pentru El. Nu? E timpul să ne reridicăm Domnului. Dar nu de pe buze, ci cu o inimă întreagă. Și atunci când Domnul spune, du-te și curățește-ți inima, că ai ofensă de ea, chiar să o faci. Când Domnul spune, du-te și cere iertare, pentru cuvintele pe care Tu le-ai spus și care nu au fost cuvinte, care mă onorează pe mine, chiar să o faci. Atunci când Domnul îți vorbește, schimbă-ți felul care te comporți, felul care trăiești, chiar să o faci. Înțelegând că tu ești sclav al lui Hristos. A, apropo, să vă uit. Am dat un exemplu tinerilor legat de puterea acestor oameni folosiți de Dumnezeu. Băieți ăștia care s-au semnat sclavă lui Iisus au fost oameni care au schimbat întreaga lume. Au fost oameni despre care de 2000 de ani se vorbește și se va vorbi o veșnicie întreagă. Oamenii și-au lăsat o moștenire acestui pământ mai mare ca oricine altcineva. I-au lăsat o moștenire acestui pământ. Tu ce moștenire vei lăsa? Ăștia-au lăsat o moștenire. Pe umerii lor stăm noi azi. Pe umerii la oamenii ăștia care s-au semnat sclavă lui Iisus. Stăm noi azi. Stăm biserica azi. Temelia apostolilor. Oamenii ăștia. Oamenii ăștia. Bun, spune fapte 5 cu 40. Au fost chemați, bătuți, au fost opriți să vorbească numele lui Iisus și pe aia s-a dat drumul. După ce i-au bătut prunt, ok? După ce i-au bătut prunt, au spus să nu mai vorbiți nimic de Iisus. Și le-au dat drumul. Nu știu, vă zic că chiar m-am gândit în dimineața asta. Cred că în ultimii mulți ani, pune câți vrei tu. Mulți ani, n-am auzit vreun pastor român să fie bătut în numele lui Iisus. Ok, am auzit de Richard Burger. N-am auzit în ultimii ani, în România, vreo știre la televizor, vreun pastor român în România să fie bătut. Asta înseamnă că nici n-am prea avut îndrăzneală să vorbim în numele lui Iisus. Mă auziți? Nici n-am prea avut îndrăzneală să spunem celor care trăiesc strâmb că trebuie să trăiască drept. Pentru că de-aia au luat bătaie. Nu au luat bătaie pentru dulce gării. Și pentru o Evanghelie diluată. Pentru asta au spus că nu o să luăm bătaie. Au luat bătaie pentru că au spus ceea ce tu faci. Îl ofensează pe Dumnezeu cerul. Trebuie să te schimbi. Au spus pentru că ei au mustrat păcatul. Au spus pentru că ei au condamnat închinăciunea omului. Și vă spun că în ultimii ani n-am văzut nimic la știri de genul ăsta. Dacă ar fi fost televiziune în secolul I, era plină știrile de martiri și de creștini bătuți pentru că au avut îndrăzneala să stea în fața liderilor și spirituali și aceste lumi și au vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spun că avem așa de mare nevoie de acest gen de oameni de duros. Vezi, noi, dacă cineva spune ceva, te ofensezi. Ape dacă îți dă o pană.
Chem poliția, fac scandal, urli. Înțelegeți? Oamenii ăștia, știți care a fost răspunsul lor după ce au luat bătaia? S-au bucurat, fraților. Versetul următor spune că s-au bucurat. Au plecat înaintea soborului, s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bagiocoriți pentru numele Lui. Wow! Ce reacție, ce răspuns! N-au zis, bă, ce mi-o dat marele preot, mă rupt. N-au zis nimic. N-au zis chestii de genul ăsta. N-au zis, bun, wow, mă doare piciorul, mă doare spatele, wow. În spital, mă duc să găsesc de la medicul legist să stau vreo 7 săptămâni între ele. N-au zis nimic de genul ăsta. Și problema dată, a spus, sus cinciu, bate parmă, yeah, man. Am văzut cum ai rezistat acolo când îți dădeau aia. Și a spus, nu o să mă leapă de Iisus, puteți să dați cât vreți, mă. Ia să te citești despre fatele vulbra. Că venea în fiecare zi omul de la securitate și i-a aplicat pe bătaie și fratele vulbra, după ce era lăsat într-o baltă de sânge, spunea acolo, înainte la omul, spunea, toate celulele din mine spune că ești un om iubit de Dumnezeu. Auziți ce avea omul ăla în interiorul lui? Scumpilor, ce a zidit omul ăla, ce a cultivat în inima lui, ce a cultivat în omul ăla. După ce era bătut și era lăsat pe parte de sine, el venea și spunea, cu toate celulele din mine nu pot să spun nimic decât că ești iubit de Dumnezeu. După bătare cuvântul în fiecare zi. Și el se bucura că a fost învărămâncit să ia bătare în Dumnezeu. Dumnezeu este irezistibil la lucrurile astea, să știți. Pentru că securistul ăla care l-a bătut anul zilei, după ce a ieșit din închisare după câțiva ani, l-a bătut într-o zi la ușă. Știți ce a spus lui? A spus, vreau să știi că sunt într-un loc în care am o boală terminală. Dar totdeauna m-au urmărit cuvintele alea, că tu le spuneam. Vreau să știi că vreau să spun. Vreau să-mi pierd iertare pentru ceea ce ți-am făcut. Și vreau să știu că m-am întors la Domnul. Și că suntem frați în Hristos. De aceea, sămânța bisericii stă pe sângele martirilor. Pentru că sângele martirilor este irezistibil înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu se numește cerul și pământul. Dar nu există persecuție în biserică de astăzi, dar nu vreau să cer, nu vreau să cer. Dar vă spun că uneori este atât de necesar să ne trezim ca să trăim pentru Dumnezeu în mod real. În mod real. Haideți să ne rugăm Domnului.